Un strop de furie de Diane Albert. Bună, eu sunt un strop de calm, de liniște, de pace. Sunt aici pentru a vă ajuta să vă calmați atunci când apare un strop de furie. Ce este un strop de furie? Stropul de furie este cunoscut sub numele de furie sau mânie și este asociat de cele mai multe ori cu culoarea roșie. Furia este una dintre numeroasele emoții pe care le trăim în fiecare zi. Pe lângă furie, experimentăm și tristețe și frică. În interiorul nostru, toți trăim aceste emoții. Însă, ne simțim cel mai bine atunci când ne aflăm în picătura noastră de calm, de liniște și pace. Este în regulă să trăim zilnic mici emoții, însă atunci când ele devin foarte mari, nu ne mai simțim foarte bine. Așadar, eu sunt aici pentru a vă arăta cum vă puteți calma emoțiile puternice de furie până ce acestea scad în intensitate, își reduc dimensiunea și devin mici și calme, așa ca mine. Stropul de furie apare atunci când sunteți frustrați, dezamăgiți, când vă este teamă sau când sunteți răniți. Când sunteți calmi, este mult, mult mai ușor să gestionați această emoție puternică. Iar eu știu un truc special prin care pot calma stropul de furie. Vrei să vezi? Da, te rog! Să vă văd mânuțele! Acum imaginați-vă 4 buline roșii pe cele 4 degete și o bulină verde pe degetul mare. Uite așa! Acum repetați după mine. Numără până la 3. 1, 2, 3. Sufla apoi ușor de vrei furia să îndepărtezi și să te calmezi. Acum că știți ce aveți de făcut, haideți să ne uităm la câteva situații în care apare stropul de furie. Uite, poate asta îți pare cunoscut. Îți amintești când ai încercat să faci ceva nou și nu ți-a ieșit cum ți-ai fi dorit? Acest lucru poate fi frustrant. Uite cât de mare poate crește stropul de furie. Nu știu să desenez! Ce e de făcut? Oare trucul ce ne-ai învățat funcționează și atunci când îți vine să țipi? Sigur! Atunci când începi să numeri, îi transmiți stropului de furie că este timpul să se calmeze și să se micșoreze. Numără până la 3. 1, 2, 3. Sufla apoi ușor de vrei furia să îndepărtezi și să te calmezi. Uite, vezi, aerul inspirat a calmat stropul de furie. Mă simt mult mai bine. Am înțeles că fiecare are propriul său stil în care creează și nu ar trebui să mă compar cu alții. Încă învăț să desenez. Nu trebuie să fie perfect. Oh, m-am liniștit. Cât sunt de bucuros! Oh, Doamne! Uite o altă situație în care stropul de furie devine mult, mult prea mare. Atunci când cineva îți ia jucăria, poți simți teama că nu o vei mai vedea niciodată. E jucăria mea! Dă-mi-o înapoi! În loc să bați din picioare sau să bombăni, încearcă să-ți calmezi furia. De îndată ce te-ai calmat, vei observa că ea nu a vrut să fie răutăcioasă, ci a vrut doar să se joace. Numără până la 3. 1, 2, 3. Sufla apoi ușor de vrei furia să îndepărtezi și să te calmezi. Funcționează! Stropul de furie s-a micșorat. Este acum jumătate din cât era. Atunci când ești calm, este mult mai ușor să rezolvi orice problemă. De ce mi-ai luat dinozaurul?
m-am gândit să ne jucăm Urmărește dinozaurul. Haide să vedem și alte situații în care apare un strop de furie. De exemplu, atunci când te simți trist pentru că ți se pare că ai pierdut jucăria preferată. Unde este dinozaurul meu? Este în cutia cu jucării. Furia este cea care te-a împiedicat să vezi jucăria. Sau atunci când încerci să desenezi ceva spectaculos și se varsă vopseaua. Pictura mea este distrusă! Uneori, un strop de furie te împiedică să vezi lucrurile frumoase pe care le-ai creat. Dar, odată ce stropul de furie se calmează, ai să observi ce operă de artă fantastică ai realizat. Atunci când ești calm, este mult mai ușor să privești orice situație într-un mod pozitiv. Amintește-ți! Tu ai puterea de a transforma orice strop de furie într-un strop de calm, de liniște, de pace. Numără până la 3. 1, 2, 3. Sufla apoi ușor de vrei furia să îndepărtezi și să te calmezi. Numără până la 3, sufla apoi ușor de vrei furia să îndepărtezi și să te calmezi. 1, 2, 3.